Sunt absolut convins și știu că am parcurs cărțile, că am apucat să, din toată discuția noastră, inevitabil am extras și din universul celor două cărți, dar aș vrea, pentru că discuția e ca o sculptură în gheață, ea poate să pătrundă, să reziste până la următorul podcast, dar lucrurile foarte importante de reținut la o asemenea întâlnire rămân totuși într-o carte, pentru că poți să revii asupra ei, poți să o ai lângă tine, da, și din când în când să te duci acolo. Și atunci avem trei cărți oferite de editura Herald, prietena acestui podcast și cred că a celor care ne privesc, și dacă vreți să trecem un pic mai punctual așa prin ele. Avem aici autor colectiv, sunt mai mulți care se ocupă, printre care evident și dumneavoastră, care se ocupă de rușine ca voce, experiența și vindecarea în procesul terapeutic a acestui sentiment. Care ar fi, hai să zicem, coordonatele principale ale lucrării? E, cum ați spus, un volum colectiv. Primele trei studii sunt studii de psihanaliză, desigur cu viziuni diferite ale și cu experiența autorilor fiecăruia. Și cu experiența fiecăruia. Și mai sunt și alte domenii psihoterapeutice evocate aici în carte. Sunt autori care analizează cazuri și experiențe pe care le-au întâlnit în cabinet cu persoane care se confruntă cu această teribilă problemă, cu această suferință. Cazul dumneavoastră care v-a turburat cel mai tare, care a fost? Adică puteți așa să ne dezvăluiți măcar esența poveștii? Despre cazurile care m-au tulburat cel mai mult, cred că am scris în cartea Rătăciți în labirint. Rătăciți în labirint, chipuri ale bântuirii și mântuirii în procesul terapeutic. Dacă îmi permiteți, voi vrea ca titlul acestei emisiuni să fie Sentimentul rușinii între bântuire și mântuire, da, ca să vă fur un pic din, da, din titlul cărții dumneavoastră. Mulțumesc. Da, mă bucur că furați din titlul acestei cărți, pentru că, vedeți, orice viață de om până la urmă e o viață care se parcurge pas cu pas între acești, cum să le spun, între acești ghizi, ghidul bântuirii și ghidul mântuirii, pentru că ambii sunt niște ghizi. Când o forță ne bântuie, ne bântuie de regulă pentru că se cere de la noi o reparație. Nu pentru că vrea cineva să ne chinuie, deși noi putem să spunem: ia uite, mi se întâmplă pentru a mea, oare are Dumnezeu ceva cu mine sau are nu știu cine ceva cu păi mine. Aici și sunt foarte mari teologi care spun că diavolul niciodată nu lucrează fără îngăduința lui Dumnezeu și că sensul până la urmă al acestei bântuiri de suferință, exact, este mântuire. Exact. Cam asta am vrut să arăt și eu în această carte. Și spuneați că aveți un caz aici pe care... Da, sunt mai multe cazuri, dar unul care m-a marcat foarte mult este legat în mod major de experiența rușinii, pe care eu în această carte am tratat-o din perspectiva mitului labirintului, adică o experiență devastatoare formează în mintea noastră o închisoare psihică, un labirint, în care vrem să ținem ascuns lucrul acela rușinos, un minotaur, ceva care în tenebrele psihicului dobândește un chip din ăsta hibrid, înspăimântător, și pe care nu trebuie să-l arătăm lumii. Și am arătat, pornind de la un caz, ce se întâmplă și care este această experiență labirintică a psihicului, și apoi, urmând evoluția acestui caz, am încercat să arăt și ce tendințe avem de a ieși din această închisoare psihică, pentru că unele din aceste tendințe sunt sortite eșecului și trebuie să recunoaștem. De exemplu, dacă facem ca Icar și ne punem aripi de ceară, inevitabil ne vom prăbuși tot în labirint. Dacă facem ca Dionisos și luăm descătușarea drept eliberare, ne vom prăbuși tot acolo, în labirint. Eu am urmat o idee, ca să zic așa, nu religioasă, ci psihanalitică, o idee din noua psihanaliză care e foarte consonantă cu experiența religioasă, și am arătat că această cale hristică este calea pentru a atinge mântuirea, adică
accesul meu la o figură internă care poate să-mi fie călăuză, ghid pe acest în acest parcurs al meu de a deveni întreg. În acest parcurs în care pot să mă întâlnesc cu figurile interne teribile, terifiante și să pot să fac ceva cu ele, să recunosc atunci când am greșit, să pot să-mi cer iertare, să pot să merg mai departe astfel încât să nu mai repet niciodată lucrurile reprobabile pe care le-am făcut. Adică trebuie să dovedesc că am făcut ceva și că pot să fac ceva schimbat, că nu voi mai pica în capcanele în care am fost altădată. Evident, apar alte capcane, că până la capătul vieții fiecare dintre noi suntem mereu tentați. Deci să înțeleg că acceptarea, până la urmă, și iertarea sunt niște pastile care pot trata durerea rușinii, nu? Da, numai că n-aș vrea să credem că acceptarea și iertarea sunt niște chestii de la sine înțelese și că se întâmplă foarte... Adică, iertarea e ca reîntoarcerea din lumea morților. Spune și Schopenhauer la un moment dat, apropo de redundanța asta, de a retrăi la nesfârșit aceeași traumă, și explică, chiar se poate de simplu pentru un filosof atât de complicat, că este absolut inutil să deschizi de fiecare dată cutia suferinței, care la un moment dat ajunge să-ți devină hrană, din moment ce a trecut, pentru că a murit momentul ăla. Da, adică... dar psihicul nu știe. Psihicul nu știe, el nu face distinție, el nu știe că trauma a fost în trecut, fiindcă trauma se trăiește mereu la prezentul continuu. Are un singur timp gramatical, prezentul continuu. Trebuie să știi cum să faci saltul într-un alt registru de funcționare psihică, pentru că dacă rămâi acolo, exact așa cum spune. Până la urmă este și fenomenul depresiei, nu? Adică este o înghețare a curgerii timpului, da, în momentul în care tu te simți în închisoare, în labirintul ăsta, din care nu poți să ieși. Exact. Doar că la un moment dat poți să ieși. Adică labirintul e o închisoare deschisă. Da, pentru că are o ieșire. Da. Dar doar un erou deștept și cu resurse ajunge să și iasă de acolo. Tema asta o întâlnim peste tot, nu? Și în filozofia lui Platon, de exemplu, în mitul peșterii. E aceeași temă, da? Și tot Schopenhauer, probabil că el încearcă să explice și să ne facă, să gândim la tema asta, că și cutia aia viitorului utopic, pentru că el este incert, pentru că nu există. Pentru că dacă eu mă sperii de ceea ce va veni asupra mea, nu fac altceva decât să deschid un același tip de cutie pe care îl fac legat de trecutul meu, dar este o cutie plină de iluzii, pentru că nu s-a, acolo fiind viitor și nefiind prezent, încă nu există nimic în cutia aia. E o cutie goală care pe noi totuși ne spăimântă, ne sperie și ne poate strica toată viața. Adică noi putem să ne ratăm existențial sensul vieții de teama unui viitor care nu există. Așa e, da, așa e. Asta e una din marile probleme în psihanaliză pe care unul din marii psihanaliști o tratează sub genericul acesta, spaimă de prăbușire. Angoasele noastre fundamentale, moartea, prăbușirea și vidul, astea sunt cele mai terifiante angoase. Exact, tot în legătură cu mitul de la care am pornit discuția noastră. Iar el spune că trebuie să ajungem să înțelegem că lucru care ne sperie pe noi că s-ar putea întâmpla în viitor a fost deja. S-a întâmplat deja, nu va veni de acolo. Dar asta înseamnă să poți să mergi conștient pe calea vieții tale, pentru că în acest cerc de evenimente pe care cumva îl reedităm, pas cu pas apare șansa să facem, să zic așa, să luăm un traseu lateral, să nu mai mergem exact pe acolo. Dar pentru asta trebuie să devenim mai prezenți, mai conștienți, să nu mă duc automat pe direcția pe care am exersat-o o viață întreagă, pentru că în mod evident tot acolo am să ajung. Apar, sunt momente de grație pe care cred că le trăim cu toții. Totul este să fim deschiși la ele și să... nu știu, ne luăm curajul ăsta și să profităm de forța pe care dar o acumulăm. Dar nu putem dacă nu suntem în prezent. Adică noi nu putem să ne bucurăm
de acest tren șansă, înger care așa vine e în viață, dacă noi trăim tot timpul cu o jumătate de creier într trecut, cu cealaltă jumătate într-un viitor și nici măcar o secundă nu ne deschidem și nu ne focusăm cu toată ființa noastră la momentul ăsta în care, uite, de exemplu, noi doi suntem aici de vorbă. Asta și e nimic viața. Altceva nu mai exact. E. Exact, asta e viața. Doar prezentul. Atât este viața. Trecutul, viitorul sunt altceva. Viața se trăiește mereu acum și aici, în acest moment. Și acolo ai și șansa de a vedea că cineva, autorul acestei cărți numite Viața fiecăruia dintre noi, la fiecare pagină îți dă ieșirea din labirint. Da, adică așa e. Așa e. Repet, o ratăm noi deschisă. Că ne întoarcem da. pe drumul știut. Uh-huh. Adică, bă, da, parcă pe aici era. Bă, da, parcă pe aici era, dar a fost data trecută și n-a fost. Adică nu vrei să încerci altfel. Și cea de-a treia carte a Patricia de Jung, Înțelegerea și tratarea rușinii cronice. E o carte foarte bună, după părerea mea, care abordează tematica asta a rușinii și are o perspectivă foarte complexă. În principal se încadrează în domeniul psihanalizei și a terapiilor psihodinamice, dar folosește teoriile traumei, teoria atașamentului și ne arată practic ceea ce scriu alți autori din teoria atașamentului. Ce se întâmplă în emisfera dreaptă când trăim o experiență devastatoare a rușinii și cum se poate repara asta prin relația dintre emisfera dreaptă a terapeutului și emisfera dreaptă a pacientului. E o carte extrem de interesantă. E singura autoare care cred că arată toate nivelurile la care se trăiește rușinea și ne spune că la început rușinea e fiziologie. Înainte de a fi biografie, adică înainte de a fi o emoție, e fiziologie, e o experiență corporală. Mă doare capul, îmi frec mâinile, îmi vine să vomit, fac temperatură, mă roșesc, da? Deci trăiesc corporal niște senzații care încă n-ajung la minte, încă nu pot fi prelucrate în minte și să știți că fac o paranteză aici. Poți să vezi pacienți în cabinet care stau ani de zile în aceste senzații și încă nu-și dau seama că aceste senzații prefigurează trăirea la un moment dat în terapie a unei sau retrăirea experienței rușinii. Când apare în minte rușinea, adică ea când devine o emoție, e deja corelată cu amintiri, cu experiențe de viață, ne amintim ce ni s-a întâmplat, ce am trăit, știm de unde vine sentimentul ăla, ăla e momentul în care putem să ne confruntăm cu acest monstru al rușinii, putem să-l și gândim și putem să ne reconfigurăm imaginea de sine după ce am trăit o experiență a durerii. Problema e că în momentul în care conștientizăm rușinea, putem să ne ducem pe direcția vindecării ei, așa cum am spus, prin confruntare, până când devenim mai rezilienți la aceste sentimente, până când putem să confruntăm în mod direct persoanele care ne-au făcut rău, până când putem să acceptăm că lucrurile dureroase și de speriat, rușinoase, fac parte din biografia noastră. Da, eu sunt cel care am trăit divorțul părinților, abandonul, un abuz, o experiență devastatoare, mai știu eu, orice ne putem imagina. Da? Deci unii pot să facă asta, iar alții iau pe direcția despre care vorbeam mai înainte. Devin aroganți, omnipotenți și încep să chinuie pe alții, vrând ca niciodată să nu mai trăiască acest simțământ al rușinii. Pentru că dacă s-ar confrunta cu el după ce ei înșiși au devenit aroganți și au chinuit alți oameni, vă dați seama cam cum ar fi.